S-a întâmplat. Ce? Am câștigat. David Popovici. Bravo. Are medalie de aur. Bravo. Este prima lui medalie de aur olimpică și prima noastră a României medalie de aur la această ediție a Jocurilor Olimpice. Colegii, mă vor ajuta imediat cu timpul pe care l-a avut David Popovici. Vă spuneam că mai devreme se făceau multe pariuri în legătură cu un nou record pe care ar putea să-l stabilească. La calificări a avut cel mai bun timp și știm și care este cel mai bun timp pe care l-are David Popovici în istorie, în istoria lui de sportiv, la această probă 200 de metri liber. Probabil pe unii va surprinde când spun că este prima lui medalie de aur olimpică. Ne aducem aminte că la Tokyo, la Jocurile Olimpice de acum 4 ani, exact la această probă, a ieșit pe locul 4. Acum este campion olimpic. Lucian Lipovan, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Sigur, spre deosebire de noi, dumneavoastră ați văzut cursa, cum a fost? Da, sunt în sală aici, nu pot să zic, tremur încă. Îmi tremură și vocea, a fost incredibilă, incredibilă atmosfera, incredibilă cursa. Nu-mi vine nici acum să cred că au fost două sutimi. Este și pe acum pe tabelă mesajul, două sutimi față de locul al doilea și alte cinci sutimi față de locul al treilea. Un britanic și un american în urma românului David Popovici. Fabuloasă cursă, fabuloasă. Sincer, n-am trăit pe viu o asemenea senzație până acum. A fost cumva în urmă, la toate cele, la toate întoarcerile, a fost în urmă, a fost al doilea David, dar a reușit să forteze pe final într-un vacarm incredibil. Absolut toată sala a izbucnit la ultima, la ultima lungime de bazin și pur și simplu a reușit cumva, nu știu, a fost împins de la spate ce s-a întâmplat acolo. Realizați însă cât de dificil este acest sport dacă o medalie olimpică după 4 ani de zile de muncă se câștigă cu 200 de secundă. Fabuloasă cursa lui David. Deci încă o dată, înțeleg că a fost condus și a devenit primul la ultima lungime de bazin? Practic da, la fiecare întoarcere a fost al doilea în afară de finalul cursei, dar al doilea oricum la distanță mică, cel puțin asta este senzația pe care am avut-o întorcând capul pe tabelă, poate la una să mă fi înșelat eu, a fost totul foarte rapid, dar oricum la cel puțin două întoarcere a fost al doilea, la prima și la a treia, la mijlocul cursei, rămâne de văzut, distanțele sunt încă atât de mici, e absolut ceva incredibil cât de mică este distanța. Sunt destul de mulți români și în sală care s-au bucurat, i-am văzut, au reușit să-i aducă la tăcere pe americani care altfel domină sala și care au avut un reprezentant important în Hobson aici, care a terminat al treilea. David Popovici, campion olimpic la 200 de metri liber, tocmai s-a terminat cursa, mulțumesc Lucian Lipovan, împreună revedem ultimele secunde. David Popovici, final, ultimii metri, David și Hobson, nebunie în bazin, David Popovici aproape de aur, David Popovici, este! Este aur! David Popovici a câștigat medalia de olimpică de aur! 1 minut 44 de secunde 72 s-a întâmplat, ne așteptam, pentru unii s-ar putea să fie ok, nu știam că se va întâmpla asta, este însă o mare bucurie. Prima medalie de aur la această ediție de Jocuri Olimpice pentru România. Și asta închide discuția urâtă despre olimpiadă pe care din păcate a trebuit să o purtăm din cauza manipulărilor și minciunilor și fake news-urilor acestor forțe care vor să îngenuncheze spiritul și libertatea omului. Vor să le îngenuncheze, pur și simplu, să le transforme, să pună din nou genunchiul pe gâtul omului. Uitați-vă cât de frumos este. Ce celebrare mai mare decât a sportului, a ființei umane, este decât această competiție, cea mai mare la nivel mondial, cel mai urmărit eveniment din lume. Și uitați că ai pe cineva care te reprezintă, în care îți pui speranțele, alături de care trăiești bucurie extraordinare pentru o medalie de aur. Ce poate să fie mai frumos decât atâta? Prostiile pe care le învârt unii și alții din motive politice pe internet ca să arunce noroi asupra a unei competiții sportive. Ce e mai curat decât o competiție sportivă?
ce e mai curat decât formula olimpică, Citius Altius Fortius? Ce poate să fie mai înălțător decât asta? Și trebuie și asta coborută, scufundată în mocirlă? Pe chestii inventate? Pentru că n-a fost ce ați văzut, n-a fost vorba de nimic religios acolo, era vorba despre Dionisiu. Deci, ceva ce spiritul uman a făcut cu mii de ani în urmă, olimpiadele grecești, renăscute de Pierre de Coubertin, cercurile olimpice sunt desenate de Pierre de Coubertin în 1900, sunt scrisorile pe care le trimitea prietenilor și lui. Și rușii anunță în 2024 că sunt jocurile lui Satan. Pauză și ne întoarcem cu amenințarea ultima și cea mai dură a lui Putin. Vorbește despre războiul rece și despre cât de aproape pot fi rachetele nucleare ale Rusiei. Vă așteptăm! David Popovici este campion olimpic la 200 de metri liber. Cursa tocmai s-a terminat. Este prima medalie de aur pentru România la această ediție a Jocurilor Olimpice. Bucurie uriașă pentru români în această seară. Ne-a adus-o sportivul pe care îl vedeți în imagini, înotătorul David Popovici. Mesaj al președintelui Republicii pe Facebook. David Popovici aduce prima medalie olimpică pentru România la Jocurile de la Paris. Felicitări, David, pentru această performanță extraordinară. Ne aducem aminte, Klaus Iohannis a fost la ceremonia deschiderii la Paris. Am vorbit despre ceremonia deschiderii la Paris și foarte bine, mai devreme, Ion Meioniță ne spunea că nu mai contează nimic. Acum sportivii spun ce au de spus. Exact. Nu mă pricep la sport, dar ca să continui ideea lui Ion Meioniță, bucuria pe care ne-o fac acești oameni, care aruncă în derizoriu toată această dezbatere propagandistică. Auzi, despre de ce show-ul repetăm noi dezbaterea asta nonsens? Nu mai repetăm. Hai să le spunem oamenilor că Rusia a încercat să organizeze în paralel niște jocuri la care să invite țării din astea prietene și n-a reușit. Corect. Că erau bani cheltuiți de pomană, toată lumea se va uita la Paris cu Satan, fără Satan, cu vreau doar să troli, fără adevăratul troli. Satan e la Kremlin, domnule profesor. Vreau doar să vă spun că eu cred că performanța acestui copil, că un tânăr, are 19 ani, și a altor tineri, cei din echipa națională de fotbal, toate aceste performanțe repun din când în când România pe harta mare, fac uneori mai mult decât toată diplomația noastră. Oamenii din sală, americanii din sală au vorbit despre David Popovici, cred că după ce au plecat de la această competiție, sau britanici din sală, și asta ne arată că avem niște realizări uriașe. Singurul lucru care lipsește și poate ar trebui să îi dea de gândit domnului președinte Iohannis, domnului prim-ministru Marcel Ciolacu, este că sportivii care încep să activeze în not, în ce vreți dumneavoastră, au nevoie de ajutor la început de drum. Nu toți provin din familii care își permit să-i trimită la nivel mare, să le cumpere echipament, și că poate că aici ar trebui ca statul să facă ceva mai mult pentru tinerii care se visează. În acest moment sunt sute sau mii de notători în România tineri care se visează David Popovici. El sigur, e un model sigur pentru o generație întreagă. Mulți însă nu prea unde sunt note, nu uitați. Asta spun, asta spun, asta spun. Adică poate că ar trebui să abordăm problema și altfel. Tinerii ăștia fac pentru țara asta mult mai mult decât ne dăm noi seama, nu doar din punct de vedere sportiv. Eu cred că ei sunt ambasadori ai României, așa domnule e, ministru. Da. Corect, corect, corect. Și atunci, poate că ar trebui să facem pentru viitorii David Popovici, care o să mai apară din neamul ăsta, ceva mai mult. Bazine de not, săli de antrenament, echipament și așa mai departe. Deci eu cred că, din punctul ăsta de vedere, ăsta este olimpismul pur de care vorbea Ion Meioniță. Asta e bucuria pe care o aduc și pentru tinerii, pentru tinerii care se uită la David Popovici, să vadă ce bine vorbește acest tânăr. Are vorbele la el, nu e numai unul care dă din brațe și alunecă pe apă. Vorbește foarte bine David Popovici. Sunt angajați în ministere care nu vorbesc la fel de curgători și de cum să spun, elaborat precum acest tânăr. De câți ani are? 18, 19? 19 ani. Bravo lui! Foarte modest, da. Foarte concentrat pe ce are de făcut, foarte conștient înțelept, de ce... Foarte înțelept. Și vorbește, foarte înțelept. Da. Și am deschis acum site-ul ziarului L'Echipe să văd ce zice. Uh-huh. Se deschide cu Popovici, uh-huh, deci imediat, și spune că este un star român, un acum îmbrăcat în aur.
care a luat aur. Deci imediat l'echipe a pus, sunt și alte finale, sunt și alți campioni, pagina se deschide cu David Popovici și spune despre el, despre prestația sa extraordinară și despre felul în care a câștigat într-un mod prodigios. Deci ce vreți mai mult decât atât? Cât de departe este de dar cine mai e, mizeria pe care... Cine mai măsoară timpul? Vă dați seama ce înseamnă 200 timp. Da. 200 timp. Uh-huh. E ceva incredibil, uite. Și înțeleg că următorii patru, după David Popovici, primul, da? Următorii patru sportivi s-au încadrat în 17 sutimi de secundă. Este pagina din 17 sutimi de secundă. Da. E captura L'Équipe, despre care ne vorbea mai devreme Ion Meioniță, și ni se alătură Radu Albu Comănescu, este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Bună seara, domnule profesor! Bună seara. Iată ce fac românii la jocurile lui Satan! Da, jocurile lui Satan devin cu atât mai interesante cu cât, uitați ce publicitate capătă satanismul în forma asta. Și trebuie spus, apropo de educația lui David Popovici, cu un tânăr care citește Seneca și citează din Orson Welles, așa cum s-a văzut în interviu acordat de unui jurnal spaniol astăzi, cred că ne vine bine. Și în același timp mă surprinde mai mult decât mă bucură optica franceză de a începe să vadă în România și altceva decât infracționalitate, etnii și ceea ce pentru 20 de ani la rând a fost un soi de normă politico-mediatică pe care ei o bifau în relația cu noi. Cred că ochii Franței încep să se deschidă și asta merge mână în mână cu o generație nouă și mai strălucitoare, ca să spun așa, în raporturile internaționale, zicem, de diplomație culturală, diplomație sportivă pe care le avem. O precizare pentru telespectatorii noștri, mai ales pentru cei care nu ne-au urmărit înainte de ora 22, jocurile lui Satan, este expresia folosită astăzi de presa de la Moscova, comentând ce se întâmplă la Paris, o ediție a Jocurilor Olimpice la care ei nu participă și, cum bine spunea mai devreme Ion Meioniță, din motive mai vechi. Evident, principalul motiv este războiul, invazia din Ucraina, aveau însă probleme anterioare cu un număr foarte mare de sportivi dopați. Federații întregi care erau excluse de la competiții din motive de dopaj. E simplu. Dar, încă o dată, performanța extraordinară, ținând cont și de probă. În natație, o vedetă a olimpismului, probele de 100 și de 200 de metri sunt ceea ce este, sunt în atletism 100 și 200 de metri plat. Deci, reginele absolute ale competiției. Deci, cu atât mai mult atenția care se... Nu este... Orice medalie este valoroasă, este extraordinară și felicitări pentru absolut toți cei care câștigă medalii sau pentru toți cei care participă. Pentru că ăsta este scopul, să participe. Așa încât nu avem decât să ne bucurăm și să fim fericiți pentru această victorie și să așteptăm și altele. Pentru că o să vină, o să vină. Canotajul, poate gimnastica, o să vină, cum să nu? Și alte medalii. În timpul ăsta, singurul satan existent care locuiește singur, la Kremlin. E singurul. Nu, cel mai important, că mai avem un satan și la proteliți. Beijing. Dom'le, satanul de la Kremlin... Hai să nu mai împăr cel de la Fenian. Da, eu vreau să împar lumea, domn profesor, în ce vreau eu. Și sataniștii ăștia de la Kremlin tocmai au lovit cu o rachetă în orașul Nicopol din Ucraina. Au rănit, din fericire n-a murit nimeni deocamdată, au rănit 8 persoane, inclusiv un bebeluș și o fetiță de 10 ani. Deci îmi închipui că bebelușul și fetița de 10 ani nu luptau în armata ucraineană. Da. Încă o dată pentru telespectatorii noștri, prima medalie de aur pentru România la Jocurile Olimpice de la Paris. David Popovici, pe care îl vedeți pe ecran, a câștigat cursa de 200 de metri liber cu 1 minut 44 de secunde și 72 de sutimi. După el, în 17 sutimi de secundă, s-au încadrat toți cei patru sportivi, alții decât, evident, David Popovici, care au participat la această cursă. Să mai spunem și că este prima medalie olimpică, prima medalie de aur la o ediție a Jocurilor Olimpice pentru sportivul, pentru extraordinarul sportiv român, David Popovici. Despre război.